mi-a pus mâna în gât, m-a invitat afară la bătaie, în afara sălii de plen. Am încercat cât am putut să îl liniștesc și să-l atenționez că se face de rușine cu un asemenea comportament golănesc. Din păcate, părea ieșit din minți, mi-a aplicat o lovitură cu genunchi în zona nasului. Eu sunt șocat de... Nu vreau să intru în alte lucruri, dar cred că domnul Vâlceanu avea astăzi și alte probleme. Stăteam în bancă cu domnul Vâlceanu, s-a așezat lângă mine să mă întrebe, mă rog, de situația politică din județul din care fac parte și, practic, a existat un schimb de replici pe care nu-l pot reproduce la televizor, după care domnul Vâlceanu, într-un mod așa destul de ciudat, a sărit efectiv peste banca din spatele unde stăteam eu și l-a luat pe domnul Roman și au ieșit afară. Dacă e adevărat ceea ce am auzit, este regretabil și voi propune sancționarea tuturor celor implicați. Da, vor fi făcute publice imaginile care au... Nu e decizia mea, va trebui să spună drumul permanent, în măsură în care veți solicita o astfel de punere la dispoziție a imaginilor, nu mă opun, totuși de capul meu nu pot da drumul la imagini de pe coduri.